Sute de români au sărbătorit Ziua Națională pe pârtie. Cine a ales muntele în mini-vacanța de 1 decembrie a avut parte de distracție cât cuprinde. Cei mai fericiți au fost copiii care s-au dat toată ziua cu săniuțele pe pârtia Clăbucet. Adulții care nu au venit pregătiți de zăpadă au probat pungile de plastic. Bucurie mare pe pârtia Clăbucet, acolo unde au fost pornite tunurile de zăpadă. Cei mai curajoși s-au dovedit copiii. Cum e la zăpadă? Foarte bine. Mi-am scrântit mâna, coasa și fundul, dar ești ok. Să înțeleg că ai prins viteză mare pe dărdăluș? Da, și am fost și la viteză mai mari. Îți place cu sania? Da, mult. Cei mai mulți n-au reușit să-și mențină echilibrul și au căzut de pe săniuță, dar zâmbetul nu le-a dispărut de pe față. E frumos, pârtia bună. Păcat că nu putem să-și schimb. Ne mai amintim de copilărie. Nu ne așteptam să prindem nici zăpadă, nici atâta lume, dar e tot. Vreau să schimb, dar din păcate nu merge instalația. Dar ne bucurăm de să mergi cu copilași. Adulții care n-au avut săniuțe s-au distrat la fel de bine de 1 decembrie. Mi-a luat că mai bine. Extraordinar. Cum vă distrați astăzi de 1 decembrie? Foarte bine. Avem un an urmat, dar vrem să ne distrăm. Turiștii pot practica sporturile de iarnă pe pârtiile din Azuga și din Predeal. Zăpada măsoară 40 de centimetri și a fost produsă artificial, cu ajutorul instalațiilor.